Tensiunile din ultima vreme care s-au făcut simțite în organizația județeană a democrat-liberalilor dâmbovițeni au culminat la alegerile pentru conducerea PDL Târgoviște, moment marcat de îmbrânceli și cuvinte grele din partea celor două tabere conturate. În urma acestui eveniment, PDL Dâmbovița a înaintat Biroului Permanent Național propunerea ca Florin Popescu să fie exclus din partid. Într-un comunicat de presă se arată, cităm, Biroul Permanent Național al Partidului Democrat-Liberal a analizat pe 9 decembrie propunerea organizației județene a PDL Dâmbovița privind excluderea din partida deputatului Florin Popescu. La ședință a fost invitat și acesta pentru a-și susține punctul de vedere. BPN a decis cu 32 de voturi pentru, unul împotrivă și două voturi nule excluderea din partida parlamentarului de Dâmbovița, întrucât s-a constatat că a încălcat în mod repetat statutul PDL. Decizia de excludere din PDL a deputatului Florin Popescu va fi validată de Consiliul Național de Coordonare al Partidului. Am încheiat citatul. Rămâne de văzut ce formațiune politică îl va convinge pe deputatul Florin Popescu să se înscrie în rândurile sale.